zi cu ghinion pentru o bătrână din Cernavodă. Femeia în vârstă de 86 de ani venise să-și ridice pachetele alimentare din partea Uniunii Europene. În timp ce își trăgea sufletul, a fost abordată de o altă femeie care s-a oferit să o ajute. Aceasta i-a sustras portofelul din sacoșile cu alimente și a fugit. A luat cutia și mi-a stale și portofelul și... Dar ce fugea în col cu cutia? Ce aveați în portofel, doamnă? Aveam bani, aveam actele, buletinul cu panii de pensie, mai aveam eu ce aveam acolo. Era portofelul plin, era un portofel micuț așa. Norocul femei a fost că în preajmă se aflau polițiștii locali. Prin intermediul camerelor de luat vedere au putut identifica zona în care s-a îndreptat hoțul, iar câteva minute mai târziu au recuperat portofelul. Am identificat o persoană de sex feminin care a fost recunoscută și de persoana vătămată. S-a găsit o sumă de bani asupra acesteia. În continuare am verificat și locurile unde ar fi putut să ascundă sau să arunce acel portofel. Femeia care i-a furat bătrânei portofelul era cunoscută de oamenii legii pentru că mai săvârșise în trecut fapte antisociale.